Și vin informații noi din Ucraina, unde ofensiva Kievului pare să fie o chestiune de timp și de condiții meteo. Pe social media au început să apară multe clipuri cu unități ucrainene mari, cu tancuri și blindate care sunt gata de atac. Până și șeful Wagner a vorbit despre planurile ucrainenilor și despre mobilizarea pentru acest atac. Aceasta este o brigadă blindată pe care Ucraina o pregătește pentru viitoarea contraofensivă. Pot fi văzute tancuri, mașini de luptă ale infanteriei, obuziere pe șenile și lansatoare de rachete, printre altele. Nu este clar dacă aceste sute de vehicule sunt în poligon sau undeva pe front. Unitatea are numai vehicule de producție sovietică. Echipamentele primite din vest nu se văd în acest clip, dar au fost observate în altele. Surse ucrainene au dat imagini cu transportoarele pe roții Stryker din Statele Unite și cu blindatele antitank AMX-10RC. Din Franța. Alte arme occidentale recent primite sunt deja în uz. O unitate ucraineană a folosit o rachetă americană TOW, montată pe un Humvee, să distrugă un bunker rusesc. Brava, baciu! Ai. Tu da, prea... Începutul ofensivei este doar o chestiune de zile, a spus ministrul ucrainean al apărării. You have already received some Leopard tanks. When we will actually see them on the front? You will see them during the counteroffensive campaign under the decision of our general staff. They are planning that in a different direction, and it will depend on the time, the best time, I mean, under their decision, and also it will depend from the weather conditions, you know. I think that we'll see it during these 2 months, I mean April and May. Oficialul de la Kiev nu a intrat în detalii, dar șeful Wagner a spus că știe deja ce plănuiesc ucrainenii. Готовили резервов, уточнимся попозже, но порядка там 200.000 человек. 200.000 человек резервов, что будут делать украинцы? Безусловно, они будут пытаться концентрируясь в Днепре. Выйти на запорожское направление и сделать также несколько ударов в районе Запорожья для того, чтобы выйти на Бердянск, Мелитополь и Мариуполь. Тем самым блокировать Крым. Ну, в общем, их задача блокировать Крым. После этого, вероятнее всего, они постараются разобраться с Крымским мостом и тем самым продавить ситуацию до... Graniță 91-a. Este ciudat că ucrainenii anunță că pregătesc o ofensivă, deoarece asemenea lucruri se țin secret, dar Kievul a mai făcut așa. Au spus că vor să atace în Herson și au atacat întâi la Harkov. Și discutăm în continuare despre subiect cu domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc pentru această intervenție. Da, vom discuta cu domnul Sandu Valentin Mateiu pentru a afla exact ce rol are această ofensivă și de ce au anunțat ucrainenii totuși această ofensivă pe care armata o pregătește. Domnule Sandu Valentin Mateiu, ne auzim? Da, bună ziua! Haideți să înțelegem de ce mizează foarte mult pe aceste anunțuri cu privire la o ofensivă care ar urma să aibă loc în aprilie, armata ucraineană. Care este scopul? Contraofensiva este un secret știut de toți. Ministrul Apărării ucrainean nu a făcut altceva decât să reitereze faptul că urmează o contraofensivă. Firește, nu a precizat exact data, aprilie, mai, poate să fie și iunie, iulie, și nici direcția. Gura păcătosului adevărul grește în cazul lui Prigojin, da, acelea sunt posibilele direcții de atac ale ucrainenilor. Nu este niciun secret că ucrainienii doresc să taie culoarul spre Crimea și să izoleze Crimea. Dar... în același timp, ucrainienii pot ataca în nord, cum au făcut la Harkov. Această balansare de direcții, ori în nord, în Lugansk, unde avem acum la Kremina, ori în sud, spre Melitopol. Melitopolul este lovit consecvent de către ucrainieni cu sistemele HIMARS, inclusiv cu sistemele care, cu rachetele care le-au fost date pentru HIMARS acum de către americani, acel Ground Launch Small Diameter Bombs. Și asta creează o situație de incertitudine. Dacă ucrainenii au 200.000 de oameni pregătiți cu tehnica de luptă din Occident sau brigăzile cu tehnică sovietică, diferența este la nivel
operativ nesemnificativă, important este să știe să lupte cu aceste unități. Este de rău pentru Rusia. 200.000 de oameni înseamnă mult. Cred că ucrainii au mai puțini oameni pregătiți în clipa de față, doar câteva brigăzi, să sperăm, un corp de armată, dar este, cred că, de ajuns în condițiile în care rușii cu 300.000 de oameni cu această, în cadrul acestei ofensive de primăvară nu au realizat mare lucru. Dar trebuie să menționăm că ucrainienii sunt în continuare în defensivă la Bahmut, Avdiivka, chiar și la Kremina. Cumva armata ucraineană și liderii de la Kiev implicit vor, prin aceste anunțuri pe care le tot fac de câteva săptămâni cu privire la această contraofensivă, cumva să arate și Occidentului că lucrurile se mișcă pe front, că echipamentele pe care le-au primit, iată, sunt puse în mișcare și pe lângă asta, că ar avea nevoie chiar de mai multe echipamente pentru a face față și pentru a avea succes? Da, orice mesaj al liderilor ucrainieni vizează două lucruri în principal, exact cele două elemente care le asigură rezistența. Ajutorul ucrainean, occidental, scuze, în sensul în care, exact cum ați spus, fluxul de armament și muniție să fie continuu. Și al doilea, rezistența ucrainenilor. Gândiți-vă, acum sunt unități în Bahmut care luptă știind că vor fi decimate. Ucrainenii au introdus unități în acel oraș, da, reușesc să țină orașul, reușesc să nu fie încercuiți, chiar au avut ofensive nord și sud, în sensul în care au degajat puțin umeri în acele încercuiri, dar se retrag în linia de contact de la est. Și în acest fel provoacă rușilor pierderi mari. Nu o fi 7-1, cât zic ucrainieni, nici 5-1, cât au confirmat occidentali, dar oricum diferența de pierderi ruse în raport cu cele ucrainene sunt mari. Și astfel Wagner a dispărut ca o forță ofensivă deosebită. Dar rețineți, mesajul este intern, oamenii aceia luptă știind că prin sacrificiul lor dau timp celorlalți să pregătească pentru contraofensivă. Și pe lângă asta, pentru că a spus dumneavoastră că Prigojin avea dreptate, în sensul că sunt doar anumite locuri unde ar putea să atace armata ucraineană, în condițiile date ar mai putea surprinde armata rusă sau rușii vor fi pregătiți pentru această contraofensivă? Pentru că au mai avut loc contraofensive din partea armatei ucrainene, dar cumva atunci au fost debusolați rușii și au reușit ucrainenii să facă pași înainte. Da. Ucrainienii pot să-i surprindă pe ruși. De ce? Pentru că acest end state fixat politic, tăierea culoarului spre Crimeea, firește este un obiectiv strategic, iar surpriza strategică nu mai este valabilă în acest caz. Dar rămâne surpriza tactică. Ucrainienii pot balansa atacul, inițial să atace în Kharkov și după aceea spre sud, în culoar, sau pot să atace pe oricare dintre cele trei direcții prezentate chiar de Prigojin, spre Melitopol, spre Mariupol, Bryansk sau chiar la Herson să treacă Dnipru. În momentul în care cedezi inițiativa, este foarte greu să, dacă nu ai intelligence bun, să poți să realizezi momentul în care inamicul atacă și unde atacă. Surpriza tactică rămâne. Da, și am văzut că totuși mii de soldați ucraineni s-au antrenat pe parcursul ultimelor luni în mai multe state europene, mai ales pe acele echipamente pe care nu le cunoșteau soldații ucraineni. Cât de importante au fost acele antrenamente și cât de mult se vor vedea, de fapt, pe front? Vitale, pentru că vor face diferența în sensul în care această tehnică trimisă cu anumită întârziere datorită amânării deciziei politice trebuie absorbită, să spunem așa, înțeleasă, folosită și în final transformată într-un instrument care să lovească decisiv armata rusă. Există această, să spun așa, echilibrare. Cei care sunt pe linia frontului în militarii ucraineni acum se sacrifică, câștigă timp și misiunea lor principală este să știrbească ofensiva rusească. Au reușit în bună parte să o încetinească. Dacă stabilizează frontul, este un lucru deosebit. Au reușit chiar să provoace pierderi atât de mari încât armata rusă în clipa de față foarte probabil nu este capabilă, nu mai este capabilă să continue ofensiva, iar acea rezervă care s-a constituit și pregătit este asul din mâneca Kievului, cu care se speră la Kiev să se elibereze teritoriile din sud, moment din care statu quo-ul lucrează în favoarea Ucrainei. Mulțumesc, domnule Sandu Valentin Mateiu, pentru această intervenție și pentru discuție. Mulțumesc, să rămânem.